Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel foarte greu cu internetul și cu digitalizarea în sistemul public. Ce vrei să spui? Nu se fac investiții, nici nu prea se știe cum. E un moment de cascadorii râsului cu niște polițiști sibieni. Care? Care s-au confruntat la un moment dat cu o sesizare pe internet. Deci ce s-a întâmplat? Că trebuie să vă descriu pe scurt. Cineva a observat, un sibian, a observat că o mașină de poliție, de aia, inscripționată, o mașină de poliție, Nino, da. Era parcată tip lăfăială în mijlocul trotuarului, undeva în fața, era chiar în fața unui sediu al poliției animalelor din Sibiu. Pe trotuar, nu știu ce. Și sibienii, știi, stricți când vine vorba de disciplin, ori nu un disciplin. Și trecătorul respectiv a fotografiat mașina de poliție, pleașcă pe trotuar și a trimis imaginea primăriei împreună cu o sesizare și a cerut o sancțiune. Au și o aplicație, înțeleg, a fost o chestie super electronic, nu știu ce. Bun, 6 zile mai târziu a primit răspuns de la biroul rutier de la poliția municipiului Sibiu că sesizarea a fost trimisă mai departe. Și răspunsul e așa, cităm: vă comunicăm faptul că în adresa dumneavoastră nu se poate identifica numărul de matriculare al mașinii și nici locul unde a fost parcată. Ceea ce este comic, năucitor, pentru că poza este foarte clară, adică e făcută de la 2 metri depărtare. Se vede mașina întreagă în toată splendoarea ei. Se vede cu numărul. Da, e, numărul este MAI56476. E super clar, adică e la rezoluție mare, poți să o tipărești, să o pui pe perete și te întrebi, ce, cum? Adică, ce s-a întâmplat? Și cetățeanul s-a înfuriat, a trimis răspunsul ăsta comic la presa locală, care mai departe, turnul sfatului publicației, a cerut explicații la Inspectoratul Județean, care a dat un răspuns în Dodi, încercând să scape de belea, însă publicația turnul sfatului a aflat și motivul pentru care polițiștii nu au putut citi numărul din mașinii din poză. Pentru că onorabilul polițist care a primit sesizarea pe mail a tipărit-o pur și simplu fără să deschidă atașamentul, așa că atașamentul a apărut la mărimea unui timbru pe hârtie. Știi cum apare mail? E mail și jos un timbruleț unde zice atașament. Aici dai click și se mărește. Și evident, de pe care nu se putea citi normal nimic. Adică, na, nimic. Cred că a crezut că numărul mașinii este JPG. Așa, așa realizezi de ce se închid ghișeile astea online la 4. Da, frate. Deci asta este, practic, din ciclu sesizările online se depun la ghișeul 2, potrivit acestui principiu, și reclamațiile online. Ele se tipăresc ca să fie puse la dosarul cu șine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.